метод мазику в аргументе фарти марика с нерен плачицы фосту директор. Хит ело фост ланой байнаинти у активаты бичу фост регулы. Dar timp cât el a plecat, a fost plecat, s-au început foarte multe probleme, după cum și ați ascultat. Și colectivul nostru vrem să vă rugăm ca să ne reîntoarceți directorul înapoi, pe domnul Gărbătiu Genadi. Doamna se adresează să micșorăm prețurile, oia ca așa, se adresează la Comisia de Drept. Da, drept, noi luăm în vigoare. Cu acest mesaj au venit în fața Consiliului Orășenesc Drochea vânzătorii de la Piața Centrală pentru a solicita aleșilor locali să pună mai presus interesele localității și nu cele de grup. Oamenii sunt convinși că dezvoltarea economică a localității și buna guvernare depinde de implicarea fiecărui cetățean și nu doar a celor aleși. Cred că a venit momentul când cetățeanul simplu a înțeles lucrurile, că nu stau chiar așa de bine în orașul Drochea și totodată vreau să se implice în activitățile primăriei, să fie mai aproape de primărie. Eu cred că cetățeanul are și dreptul și dator ca să se implice în procesul de decizionare a unor decizii în orașul Drochea, pentru că el a dat votul pentru această administrație publică, pentru acest primar. Oricare cetățean are dreptul să vină la Consiliu, că este deschis, știe toate problemele care se rezolvă în raion, ce se face, care trebuie rezolvate, care s-au rezolvat, cum se rezolvă și așa mai departe. Desigur, asta e în dreptul nostru și asta noi suntem cu interesați. Fiecare cetățean este cu interesat, cred că, ce se face. Drochienii sunt de părerea că dezvoltarea orașului se poate realiza numai prin crearea unui parteneriat viabil între comunitate și autoritățile locale. Autoritățile locale salută implicarea cetățenilor, dar sunt de părerea că pentru reforme și realizarea tuturor solicitărilor din partea comunității este nevoie de mai mult timp. Iar pentru o bună comunicare, primăria orașului Drochea pune accentul pe transparență în luarea deciziilor. Implicarea și prezența cetățeanului la o ședință a Consiliului Orășănesc este foarte important, pentru că în multe cazuri, în ordinea de zi, se discută întrebări care țin de problema cetățenilor. Este foarte important ca cetățeanul să se implice în viața cotidiană a orașului. La fel, cetățeanul poate veni cu idei care ar putea nemărginit să schimbe situația orașului, chiar și a cetățenilor, adică să îmbunătățească viața și să rezolve careva întrebări. Pentru implicarea cetățenilor mai activ în viața comunitară la Drochea sunt organizate audieri publice și flashmoburi. Și dacă unii drochieni participă activ la ședințele Consiliului Local cu opinii și idei pentru soluționarea problemelor existente în comunitate, alții așteaptă să primească invitații pentru a participa la audieri publice. Cât de des dumneavoastră ați participat la asemenea audieri publice? N-am fost invitat ca să particip, n-am fost. Trebuie să fie un anunț oricare undeva ca să știm când se organizează toate hotărârile astea ca să putem participa la o anumită adunare oricare, ședință și așa mai departe. În urma reformelor de descentralizare din ultimii ani, organele de administrare publică locală au fost împuternicite cu noi responsabilități, care sunt dificil de implementat fără sprijinul comunității. Și pentru că suntem la început de cale, drochienii mai au multe de învățat până la o implicare mai activă în soluționarea problemelor cotidiene ale orașului în care locuiesc.